seara, stimați respectatori și bun găsit la emisiunea Reușita. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, astăzi îl avem alături de noi din nou pe domnul profesor dr. Alexandru Bădulescu, cetățean de onoare al municipiului Ploiești, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, un om care timp de aproape 7 decenii și-a dedicat viața, activitatea, pasiunea, energia pentru cultură, pentru muzică, pentru tot ceea ce este frumos. Bine ați revenit la emisiunea noastră. Vă mulțumesc și bine v-am regăsit. Și haideți să discutăm, am făcut în emisiunea trecută și cei care vor să vadă lucrul acesta le recomand să se uite pe reușita.ro. Am văzut ce se întâmpla în activitatea culturală de la începutul activității dumneavoastră. Cum s-au născut muzeele în Prahova, cum s-au născut căminele culturale, școlile, bibliotecile și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb pentru început, de-a lungul acestor 7 decenii, cu siguranță că ați lucrat cu foarte multe personalități cu care ați fost în preajmă. Care ar fi cele mai importante dintre acestea? Ce amintiri vă leagă de ele? Da. Într-adevăr, am avut prilejul, în primul rând, să lucrez efectiv cu oameni de mare ținută științifică și artistică în acești ani. Fie ca inspector principal, inspector șef, dar și ca șef de instituție, perioada 65 până în 90. Am lucrat 12 ani cu domnul Caragiu, numit directorul teatrului din Ploiești la începutul lui septembrie 1953 până la 1 iulie 1965, când la intervențiile maestrului Liviu Ciulei, atunci directorul teatrului Bulandra, a solicitat transferul său la București. Trebuie să vă spun că eu am refuzat inițial transferul ăsta pentru că doream, și asta a fost unul din țelurile mele, la înfruntea instituțiilor de aici, să avem oameni de prim rang. Și Ploieștiul să nu fie o mahala sau un cartier al Bucureștiului, ci, dimpotrivă, marea artă să fie și la Ploiești. Să nu fie numai oraș al aurului negru și al orașului culturii și așa mai departe. Ați reușit lucrul acesta? Am reușit parțial. Domnul Ciulei s-a adresat sus la conducerea partidului și conducerea noastră de partid de aici m-a chemat și m-a rugat. M-a cam dat dispoziție. De ce nu îi dai drumul? Am spus de ce, pentru că nu am deocamdată un om pe măsura domnului Caragiu care să ducă mai departe teatru pe o treaptă și mai înalt. Până la urmă m-a rugat cu caracter despre dați drumul că acolo va fi o altă activitate, un alt, pentru că trebuie să vă spun, din cei 8 directori cu care eu am lucrat până în 65, la Muzeul de Istorie profesorul Nicolae Simachi, până în 72, când a plecat în lumea cea veșnică. La Muzeul de Naturale, profesoara Margareta Moșneaga. La teatru, domnul Caragiu. La filarmonică, doctorul Debi și Ion Baciu. La cinematografie, acolo s-au schimbat mai mulți. Centrul de librării la Artiști și Plase. Cei mai reclamați, de jos și până sus, au fost Toma Caragiu și Nicolae Simachi. Din ce cauză? Domnul Caragiu avea o vorbă. Domnule Bădulescu, mediocritatea se organizează și ne dă în cap. Și mie și dumneavoastră. Simachi avea o altă formulă. Treaba aceasta. Nu mai spun că e feriți-vă de nebuni. Ca să fie clar. Se întâmplă după 1950, așa cum v-am spus, s-au înființat, nu numai cămine și biblioteci, s-au înființat instituții de spectacole. 34 de teatre, 24 de teatre de păpuși, 10 ansambluri de cântece și dansuri în România, 18 filarmonici și orchestre simfonice, vreo 20 orchestre populare. Deci toți cei care până la război erau la teatrele din București, care nu erau finanțate decât prin subvenții.
aveau roluri episodice, cum zic Caragiu, a dus tava și fără ajuns actor la teatru din Ploiești sau ăla la Pitești și așa mai departe. Pe măsură ce în fruntea teatrelor au devenit oameni de mare prestigiu artistic, s-a creat un decalaj între vârfurile care terminau Institutul de Teatru și veneau în rândul colectivelor artistice și cei care nu aveau pregătire de specialitate superioară. Eu am avut prilejul să merg la fiecare consfătuire anuală pe care o organiza Ministerul Culturii cu teatrele. Erau directorii, regizorii, autorii de teatru, așa am cunoscut și pe Tudor Mușatescu și Lucia Demetru, toți autorii, și așa, artiștii poporului, la teatrele de stradă, la teatrele de păpuși, la muzee, elita culturii de la domnul Daicovici, academicianul, care era directorul Muzeului Transilvaniei, până la cei care erau numiți acum, cum era și domnul Simache de curând. Și toți, în special oamenii de teatru, au cerut Ministerului Culturii să emită o hotărâre prin care să fie eliminat balastul din teatru. Adică oamenii care erau pe posturi, dar din punct de vedere al potențialului de creativitate, nu erau... Nu însemnau mare lucru. Da. Și a apărut o hotărâre în acest sens, în martie 1957, s-au făcut comisii la nivel central și la nivel județean, regional, cum era atunci, în frunte era directorul teatrului. Și din cei aproape 38-40 de actori, domnul Caragiu a propus cu colectivul pe care și l-a ales să facă examinarea asta, vreo 11, pe care și un regizor. Am fost chemat la București cu lucrările, eu și domnul Caragiu, eu ca inspector lucrurilor de artă, primul ajunt al Ministrului Culturii și președintele Sindicatului Oamenilor de Teatru, actorul Ghiril Economu, a făcut niște recomandări la teatrele din Ardeal, în special Teatrul Maghiar, așa, nominal sau nenominal. Restul a zis că lucrurile sunt bune. Ne-am întors acasă, am informat forurile noastre de decizie, domnul Caragiu a dat noaptea X de 15 aprilie decizia de eliberare din funcția de a următorilor și toți ăștia au făcut reclamații de sus și până jos. Și la fel, și s-au adunat la minister un vagon de reclamații. Și același om care a zis că e bine domnul Chiril Economu, a venit la primul secretar, acum s-a sucit. Și că să-i primească pe, numai vreo trei. Nu. Și i-am primit înapoi. E, aceștia care erau totuși primiți cu îngăduință, s-au simțit, nu? Și s-au ținut de domnul Caragiu cu reclamații până când a vrut să-l scoată din funcție și să facă și pușcărie pentru o prostie pe care, dacă m-a ascultat, nu o făcea. Și ca să știe lumea despre ce este vorba, cu spectacolul de mare succes pe scena teatrului, din toată istoria teatrului, Tache, Ianche și Gadâr, luând o inițiativă a unui sindicat de la Teatrul Bulandra, cu domnul Besoiu, a plecat în vara anului 58 pe litoral. Și-au jucat 45 de zile. Banii i-au împărțit între ei, după rolurile principale, au luat cei mai mult, teatrul n-a luat nimic. Eu când am aflat de la contabil șef că se face, se pune la cale treaba asta, am râit cu dânsul și a zis, domn Bădulescu, nu, ziceam și domn și tovarăș și inspector, nu o să plecăm. La vreo trei zile când l-am căutat pentru o anumită problemă, contabil și-a spus, pe ce au plecat? Unde au plecat? Pe ce au plecat azi noapte? Unde? Pe litoral. S-au dus acolo, în sfârșit, când s-au întors, cei care îl tot urmăreau au făcut un material foarte serios, cu date, cum s-au vândut, ce bani au luat și l-au adresat conducerii superioare de stat și de partid și au cerut să nu fie anchetați pe plan județean, că se bucura regioanță de stimă, aici să fie o brigadă de la Comitetul Central. Și așa au venit de acolo, ancheta asta a durat vreo 3 săptămâni. Am fost și eu și domnul Comăniciu, era șeful secției de învățământ și cultură la data aceea. Și
în materialul încheiat, discutat în biroul regional de partid, la care m-a invitat și pe mine și pe domnul Comăniciu, s-au propus sancțiuni, excludere, etc. Așa. Eu am căutat pe undeva prin minister, pentru că cineva din minister îl stima foarte mult pe domnul Caragiu pentru actatea și de manager de teatru și care avea o rudă, s-a sosit la nivel mai înalt și a domolit brigada asta într-un fel, după cei primii vorbitori care au pus tunul pe noi, a spus, domnule, dar să vedeți că teatrul din Ploiești a avut și niște realizări și așa, și așa, și așa, și toți care au mai luat cuvântul au mers pe linia aceasta. Și au zis, domnul Caragiu a rămas director, nu mai e sancționat. A fost jertfit însă directorul ajuns și condarul șef că nu s-a ocupat să-i atragă atenția și așa mai departe. Dar acești oameni au continuat și într-adevăr, când m-a chemat să-i dau drumul domnului Caragiu, am spus, băi, eu m-am săturat să spunea secretarul propaganda că în fiecare luni eu primesc. Ce, la ce oră vine Caragiu luni în teatru, marți, miercuri, joi, nu? Ce bancuri spune, ce mai departe. Dă-i drumul că acolo la București e alt mediu, un alt climat. Și în sfârșit, totuși nu i-am dat drumul până când m-am asigurat de un om și am picat de acord cu directorul general al teatrului din România, l-am rugat să vină aici și mi-a recomandat un om care poate să ducă mai departe teatru, a fost Emil Mandri, care era și teatrul și regizor, pusese la noi, lucra în minister ca consilier și în felul acesta a mers pe linia aceasta, până a venit Marcel Angelescu, domnul Reven, adică oameni care în fruntea instituției să împingă această mașină grea pe o platformă să nu fim noi la coada țării. Întotdeauna teatru ploieștean și nu numai teatru, ci și activitatea culturală de aici, poate da. Și apropierea de București a fost un atu din acest punct de vedere, a fost una efervescentă. Da, și eu din acest punct de vedere și la filarmonică n-am acceptat decât oameni care să ajungă cu filarmonica pe o treaptă înaltă. Zeu, domnul Baciu, când a terminat conservatorul în iunie 1955, a venit cu dispozit de repartizare, eram inspector atunci, și era unul din cei mai talentați tineri pe care a avut Constantin Silvestri, profesorul de dirijat. Și l-am ajutat și a rămas aici până în 61 și după aceea, tot la fel, adică să nu fim o orchestră simfonică de mâna șapte, așa cum poate dorea unii. Deci aduce aici oameni de mâna întâi. Aceasta am făcut-o și pentru toate manifestările, dacă le urmărim. La cursurile Unezății de Vară Nicolae Iorga, care a început în 68, la ceea ce am făcut noi, la Zilele Culturii Tezaurul Pragovean, toți președinții de Academie, toți oamenii care s-au născut sau aveau legături cu Prahova, eu m-am străduit și am adus aici, ca să ridicăm prestigiul acestui județ, să nu fie numai al aurului negru, să fie și al aurului, cum spunea Ioan Grigorescu, este orașul alb, aurului negru. Foarte frumos spus de către maestrul Grigorescu. N-avem timp acum. Care a realizat și un film extraordinar legat despre Ploiești. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua acestei emisiuni pentru a vedea și alte aspecte din activitatea dumneavoastră. Deocamdată publicitate.
Am revenit la emisiunea Reușita, partea a doua, așadar a doua săptămână la rând, alături de domnul profesor dr. Alexandru Bădulescu. Am văzut emisiunea trecută și în prima parte a acestei emisiuni despre activitatea din trecut, activitatea în care ați colaborat cu cei mai de seamă, dacă putem spune așa, oamenii ai culturii prahovene, cei care astăzi dau numele unor instituții respectabile din municipiul Ploiești și nu numai. Ar mai fi și alte personalități de adăugat? Da. Pe lângă domnul profesor Simache, de exemplu, la muzeu, cu doamna profesoară Margareta Moșneaga, profesor emerit, fondatoarea Muzeului de Științele Naturii, am sprijinit tot ce domnul Simache dorea să facă. Trebuie să vă spun că domnia sa, chiar dacă a avut vreo 100 de bunuri muziare când a venit director, a încheiat activitatea în 72, în noaptea de 16-17 ianuarie, lăsându-ne nouă un adevărat tezaur de peste 200.000 de piese. El cheltuia 3 bugete într-un an. Bugetul, de exemplu, anului 54, îl termina până la sfârșit de iunie, la 6 luni, referat la analiza din iulie, mai primea unul, aveam președintele foarte înțelept, domnul Stan Gheorghe, pe urmă la trimestrul 3 altul și așa mai departe, în felul acesta am putut să realizăm o adevărată salvă de muzee, și Muzeul Caragiale, și Muzeul Gajdeu, și Muzeul Iorga, și Muzeul Cezar Petrescu, Muzeul Tiparului și Cărții Vechi de la Târgoviște, care era în regiunea noastră, Curtea Domnea, Muzeul Curții Domnești, Muzeul Scriitorul Târgovișteni, muzeile raionale de la Urlaz, de la Vălen, de la Râmnicu Sala. Toate acestea s-au făcut cu un efort extraordinar și la inaugurarea lor m-am zbătut personal să avem vârfuri, de exemplu la Caragiale, în 30 ianuarie 62, un frig năpraznic, am insistat să vină academicienii Tudor Vianu, Dumitru Perpesicius, Aurel Baranga și cela de la Vrancea și fica lui Iorga, lui Caragiale, doamna Logale. Un frig și cu zăpezi. Am făcut tot ce am putut cu directorul general și îl caut, nu știu dacă o fi mai trăind, și au făcut rost de un ziv cu două diferențiale care au putut să vină de la București, amânând noi cu aproape o oră, pentru că zăpezele erau foarte mari, dar a dat această notă de desir. La Cezar Petrescu a venit Demosene Botez, președintele Scriitorul, Mihai Gafița, adică am imprimat treaba asta și domnul Simache a avut încredere și l-am ajutat extraordinar, pentru că și el a trecut în momentele domnului Caragiu, din nefericire, oameni care i-a ajutat, care i-a angajat, în 69 s-au răzbunat, cum să spune. Am în arhiva mea o scrisoare A1-A2 de 24 de pagini și referatul de scoatere de atunci și m-am străduit prin toate mijloacele pe care le-am avut la dispoziție și am găsit oameni de suflet acest lucru, ca domnul Simache să stea pe tronul de director al muzeului cât îi dă Dumnezeu zile, cum a stat înainte părintele Mătase la Neamț, Moș Podea, părintele la Brașov, și doamna Bulandra, la 86 de ani, încă era directoare la Bulandra, dacă nu se îmbolnăvea să facă congestie pulmonară, ajungea și la 90 de ani tot directoare. Legat de dumneavoastră, avem niște cărți aici pe masă, în care sunt menționat numele dumneavoastră. Unele nu sunt chiar scrise de către dumneavoastră. Ați reușit, iată, pe lângă activitatea pe care ați desfășurat-o efectiv, să vă dedicați și scrisului, să... Da. Este adevărat, n-am făcut prea mult în perioada despre care am vorbit, când e vorba de la o organizare, de realizare. Prima mea cronică a fost semnată în 1961, în septembrie, când în ziarul Flamura Prahovei, când în drum spre București, celebra orchestră mare simfonică din URSS venea la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional George Enescu și
condusă de celebrul șef de orchestră Ghenadi Rojdestvenski și a avut un concert la Ploiești. Atunci am fost rugat și a fost debutul meu pe linia aceasta. Și vreau să vă spun că din 61 eu am fost la fiecare ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Care va avea loc la prima acest ediție an. 58 am numai colecția de programe, dar după aceea am fost la toate. Și cu această ocazie am cunoscut toată elita mondială în materie de dirijor, de solist concertist sau de compozitor. Am în arhiva mea 3 scrisori de la Lordul Yehudi Menuhin, pe care le-am și publicat în cartea mea Cultura muzicală în secolul 19-20. Deci el dorea să vină să vadă orașul copilăriei lui, pentru că la 11 ani, în 1927, cu tăticul și cu mămica au venit și au stat 3 luni de zile la Sinaia, la Vila Carola, de unde în fiecare zi mergea cu vioara pe cumpătul la Vila Enescu să ia lecții cu marele său maestru. Am făcut acolo la Sinaia, că aceasta a fost și criticat. O slăbiciune a mea pe lângă muzică a fost arta monumentală. Toată lumea critica că Ploieștiul nu are statui, nu are busturi și, într-adevăr, Ploieștiul din 1597, când a devenit târg domnesc, până în 1950 a avut numai 3 lucrări de artă. Monumentul Vânătorilor, de la inaugurat acum 120 de ani, 1897, a avut zeița tinereții, cum îi zicem noi, Minerva, statuia Libertății, care acum e în fața catedralei, și bustul lui Radu Stanean, pe care într-o noapte m-a pus să-l scot și a doua zi să fie iarbă acolo. Și m-am luptat să nu fie scos și este și acum acolo. Pentru că a demonstrat ce a făcut acest primar, care își socotește lumea, care a reclamat până sus, că Ploiești, oraș, erou al clasei muncitoare, nu știu ce, n-are niciun bust al unui erou al clasei muncitoare, este un primar burghez. Și cerea să fie scos de acolo. V-ați opus și acestui lucru, iată... Deci am făcut aceste, sunt vreo 17 pări. Și am făcut un plan de dezvoltare a artei monumentale când am devenit eu șeful culturii pe regiune în 65, primul pe țară, în care am publicat, am primit de la Ministerul Culturii, vă închipuiți, din 6 milioane pe care am Ministrul Culturii Popinu m-a avut la dispoziție, mi-a dat 800 de mii. 800 de mii era aproape o șesime din fondul țării, cu care am făcut fântâna de la Gara de Sud, am făcut mozaicuri, am făcut 11 busturi de voievozi la Târgoviște. Târgoviștenii, când s-au constituit ca județ, au pus mai soclurile. Cele 11 busturi din mari voievozi, din cei 35, am ales 11. Aia noi le-am plătit. La Buzău, pentru Florica Cristoforeanu, pentru Ion Andreescu și în Ploiești, și mai departe. A fost o slăbiciune care s-a maturat în vreo 10 mozaicuri, inclusiv cel de la Palatul Administrativ, care este al doilea ca mărime din țară după cel de la Turcia, făcut de Viorel Mărgilean, Vasile cel Mare și Ovidiu Paștin. Are 240 de metri pătrați. Impresionant. Sunteți și cetățean de onoare al municipiului Ploiești, pentru că, iată, pentru toată această activitate pe care ați desfășurat-o aici a fost încurcată de acest tip onorific. Pe care am împărțit-o în timpul ăsta liber, noaptea, am peste 2000 de articole publicate, și pe plan central și în afară. Ca membru al unui ziariștilor profesioniști am dreptul să public în afara țării. Am aici documentul oficial. Și n-am făcut prea multe volume. Eu, dacă aș aduna toate articolele publicate, studiile... Are și mai multe volume. Are și vreo 10. Deși un secretar de stat mi-a zis, domnul Bădulescu, un om care a făcut un muzeu, dacă unul, cum e Muzeul Paul Constantinescu, este rodul muncii mele, și e doamna care a donat, dar în materie de a construi tematica și să adunăm tot ce-i pe perete aici, dânsa ne-a dăruit câteva piese, dar tot ce vedeți le-am adunat și eu n-am luat un ban de la nimeni pentru ele. Unde le-ați găsit? Eu mi le-am donat. Unde ați găsit toate aceste... Le-am găsit în arhive, la Ateneul Român. Deci am căutat 2 săptămâni să văd afișul cu
oratoriu bizantin de Paști, din 3 martie 46, dirijat de George Enescu, de marele muzician George, genialul. Și al doilea orator de Crăciun, dirijat de Constantin Silvestri. E, ca să ajungi acolo, când Ateneul era în restaurare, erau numai saci de sur îmbrăjun într-o sală mare, a căutat în sfârșit. Și am găsit ca să le pun aici, pentru că sunt piese de mare rezistență. Paul Constantinescu a scris aceste două celebre oratorii și, din punct de vedere, dacă raportăm la întreaga ortodoxie, până astăzi el nu este egalat. Deci ceea ce a făcut Bach la vremea respectivă, 1685-1750, și Handel, 1685-1737, iar mai 1757, în perioada preclasică, a făcut Paul Constantinescu și a trebuit să fac treaba asta aici. Deci, asta ne-am străduit să realizăm treaba asta, să avem document. Și a zis cine a făcut, un muzeu este egal cu cel puțin 7-80 cărți. Era vorba de domnul profesor universitar dr. Opriș, secretar de stat în Ministerul Culturii, și asta a spus-o și pe scenă, că doamna Ilinca Dumitrescu, marea pianistă, a condus un post de televiziune și mi-a făcut 2 emisiuni a 3 ore, la 80 de ani și la 85 de ani, la care au venit și au vorbit și miniștrii noștri, Viorel Mărgineanu și domnul Opriș și Titus Vâzeu și domnul Râpeanu și mai mulți oameni de cultură, Viorel Cosma, Mihai Cosma, Eugenia Moldoveanu, a venit Silvia Voinea, mi s-a dat și recitalul acolo și s-a dat pe postul național de 3 ori, la 80 de ani câte o oră și la 85 câte o 3 ore, câte o oră de fiecare. Și am casetele astea acasă de asta. Ca amintire. Și pentru treaba asta, primăria, la propunerea colegului Nicolae Dumitrescu, care a luat în ansamblu activitatea și de activitatea de înființare, de instituții, de coordonare, de așa mai departe, pentru că domnul profesor Simache venea și îmi lăsa un referat. Dar eu trebuia să fac de referatul ăla activitate, să iasă bani, să iasă bani pentru documente, să iasă bani pentru clădiri, să le reparăm. El și-a încheiat misiunea, a făcut un referat. Am nevoie de bani. Păi ca să luăm muzeul ceasului, colecția la Muzeul Ceasului, am venit la sfârșitul lui noiembrie 1960, când, în general, bugetul era creionat deja. Creionat. Era cel nou. M-a rugat, în sfârșit, m-am dus și eu pe unde am putut, la secția financiară. Am găsit 2 oameni acolo, o fată foarte bună, doamna Peticilă mai trăiește, se numește Neașa acum, și Tudor, și băi, ai ce mai găsit? Și au mai găsit o parte de vreo 100 ceva de mii de lei și la anul jumătate, jumătate la anul următor. Și așa s-a născut Muzeul Ceasului, cu colecția aia a lui Sebastian, unul pleca în Israel și a vrut să o vândă. Și când domnul Simache avea o rețea de colaboratori care veneau cu piese, să țineau comisiile alea la 2 săptămâni odată, am putut să cumpărăm trupă. Și a făcut acest referat și primăria a pus în discuție, domnul Calot era primar, și am devenit cetățean de onoare și pe urmă dânsul a avut o inițiativă foarte bună ca din toți cetățenii de onoare să se constituie un consiliu al cetățenilor de onoare din 11 și la o întâlnire cu cei mai așa a fost domnul academician Eugen Sibion, era președintele Academiei, doamna Eugenia Moldoveanu, scriitorul Ioan Grigorescu, maestru domnul Chintus, de la ceilalți din sport, Eusebiu Ștefănescu, era, s-a ales acest consiliu și a propus ca președinte să fie domnul Chintus, personalitate politică și scriitorijează binecunoscută, vicepreședinte era domnul rector de la Institutul Napoleon Antonescu, și are un secretar care sunt eu. Felicitări. Că ne întâlnim mai rar, asta este acela. Mai avem un singur minut din această emisiune. Acum, pentru că m-ați provocat... Vă ajut eu să luați această carte. Fiind înlocuit atunci, și îmi pare rău că n-am făcut o contestație în 97, în mai, în sfârșit, am fost într-o noapte toți șefii instituțiilor descentralizate sau deconcentrate, să zicem, schimbați, toți 28, în sfârșit,
Am intrat într-o situație nu așa de plăcută. Maestru Nicolae Brânduș, care a fost și pianist și profesor universitar cu un loc de doctorat, și domnul Bănescu, căutați-vă o activitate ca să ieșiți din treaba asta. Înscriți-vă la doctorat. Eu am vrut să mă scriu mai înainte, de 89, dar mi-a cerut să știu bine limba germană, pentru că numai Clujul avea doi conducători, academicianul Sigismund Toduță și Ghircoiașu. Și se duceau în primul rând cei care erau profesori în învățământul superior de specialitate și nu aveau titlurile științifice. Și v-ați dedicat scrisului. Și atunci nu mai m-am dus dacă puteam eu să iau înaintea altuia să iau locul, că n-ar avea catedră și era nevoie să aibă. Și m-am înscris atunci și am făcut 6 ani și al 7-lea am susținut și am plecat întâi cu gândul să fac o monografie Ion Baciu, socotindu-l al 5-lea mare din jurnalul țării, după, afară de Enescu, după George Georgescu, Ionel Perlea, George Georgescu, Silvestri, Celibidache, Baciu. E, și zic că nu, ministrul cu învățământul a dat să face subiecte mai generale. Fac ceva așa cu cultura. Și a scris ceva despre cultura muzicală în secolul 19-20, cu 3 mari compartimente: muzica psaltică, muzica corală, muzica simfonică. Și am mai adăugat eu și altele. Lucrarea a fost apreciată, nu numai teza mea de la, dar am îmbogățit-o și a primit premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și a fost și pe lista premiului de la Academia Română, dar eu nu m-am îngrijit să mă interesez de ceva și a luat altcineva. Pentru că dacă ai luat un premiu național, să ia și Cutărică pentru cartea dedicată lui compozitorului Cutare. Și președintele Academiei a zis să fie numai unul și nu și alții. Așa s-a scris istoria. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la aceste două emisiuni. Iată, din păcate, timpul a expirat. Chiar dacă ne-am văzut 2 săptămâni la rând, cu siguranță erau multe alte lucruri de spus. Simpozioane internaționale. Și vor băgați. O vom mai avea prilejul să vorbim. Da. Știu că ați participat și la simpozioane internaționale. Spuneți-ne numai în câte țări ați fost. Am fost în Germania și de 3 ori la simpozioanul internațional George Enescu și am înscris pentru al 4-lea, ca în septembrie 2017. Poate vom mai avea ocazia să discutăm atunci. S-au tipărit, s-au difuzat, inclusiv la Biblioteca Congresului American. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența Noi vă mulțumim la aceste frumos, două emisiuni. Succes în tot ceea ce faceți aici, pentru că știu că le faceți cu mare plăcere. Și este în Enciclopedia Muzicii, sunt trecuți aici, în dicționarul. Telespectatorii au văzut toate aceste imagini de-a lungul emisiunilor. Încă o dată mulțumiri și succes, multă sănătate. Și vă transmitem și noi la mulți ani, pentru că știm că în aceste zile este și ziua dumneavoastră. Mulțumesc frumos și vă doresc că fiți mai mult decât am eu acum. Și să atinge vârsta pe care peste câteva zile domnul Quintus o va împlini, cum de pentru astăzi marcăm centenarul celei mai mari cântărețe de romanțe, Ioana Radu, 100 de ani. Încă o dată mulțumiri, sănătate, la mulți ani și numai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune. La revedere!